Vă salut, prieteni! Sunt pe litoralul grecesc, într-o stațiune al cărui nume nu vreau să-l pomenesc. Am tăiat Grecia în două zilele astea. Am ajuns pe litoral și am luat câteva stațiuni la rând. Simplu și la subiect. Fără să fiu subiectiv, cred cu tărie că litoralul Mării Negre este mult mai tare ca litoralul grecesc. Dintr-o mie de motive. Cei ce mă cunosc, am trăit o viață pe nisip. În ultimul an am luat la pas litoralul românesc de la Vama Veche până la Vadu deocamdată. Dacă mă gândesc că astăzi când sunt aici, în Mamaia sunt două festivaluri, unul culinar și unul de muzică electronică, că la Vama Veche, aseară un prieten al meu a avut un festival și ce poate înlocui spiritul sau unde mai poți găsi ce găsești la Vama Veche, oricât ai căutat pe planeta asta. În primul rând, am să vă rog pe cei care alegeți totuși litoralul grecesc să fiți foarte atenți la segmentul cazare, care din punctul meu de vedere nu coincide deloc sau aproape deloc cu publicitatea online. Și credeți-mă, n-am stat la 2 sau la 3 stele. Sunt ușor dezamăgit, prima oară am crezut că este doar o întâmplare, însă întâmplarea devine regulă. Vă spun cu prietenie. Eu cred cu tărie că litoralul Mării Negre, litoralul românesc, este mult mai bine organizat ca litoralul grecesc. Acum, în mijlocul acestei stațiuni, este absolut full, absolut full. Din punct de vedere gastronomic, am avut vreo două experiențe nereușite. Dacă vorbim de fast food, dacă vorbim de alimentație publică în Mamaia, știți foarte bine că litoralul Mării Negre, nu numai Mamaia, a fost luat la puricat în ultimii 2-3 ani de OPC, nu prea e de glumă. Chiar în anul acesta în Mamaia am avut un control la unitate, deși am făcut doar câțiva pași. Deci un motiv în plus, un motiv de siguranță până la urmă, pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, trebuie să știți că segmentul de alimentație publică pe litoralul Mării Negre este destul de controlat, nu prea e de glumit. Oamenii au înțeles în sfârșit că lucrurile nu mai merg cum mergeau înainte. Deci una peste alta, sfatul meu prietenesc este să alegeți litoralul românesc pentru 2019 dintr-o mie de motive. Atenție, grecii sunt minunați, un popor minunat, niște oameni minunați știu să-ți ia banii râzând. Grecia este o țară extraordinară, fabuloasă chiar, nu mă pot sătura de ea, chiar îmi vine să îmi prelungesc vacanța. Însă, din punct de vedere al litoralului, o spun cu maximă tărie. Litoralul românesc este mai tare ca cel grecesc. Aștept discuții prietenești, constructive. Nelu Cosma, Grecia, o vară plăcută, vă așteptăm la Constanța.